conformitate cu prevederile articolului 133 aliniatul 134 aliniatul litera A și aliniatul 15 dispoziția primarului 64 din 65 din 14/3/2023 a fost convocată ședința ordinară a Consiliului Local. La această ședință sunt prezenți 13 consilieri online, domnul Melinte Marian și domnul Ștefanuan. Toate proiectele de hotărâre sunt însoțite de rapoartele compartimentelor de specialitate, avizele consultative ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local. Vă aduc la cunoștință, doamnelor și domnilor consilieri, dacă aveți un interes de natură patrimonială care ar putea să vă influențeze obiectivitatea, să vă abțineți de la deliberare și de la adoptarea proiectelor de hotărâre aflate pe ordinea de zi. Rog, domnul președinte, să dea citire ordinii. Mulțumesc, doamnă consilier, pentru consilier în drumul de zi, proiectul ordinii de zi. Aprobarea procesului de oală al ședinței ordinare a Consiliului Local în regiunea 16/2/2024. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării hotărârii Consiliului Local al Comunei Regiunii 16/2/2024 privind aprobarea studiului de vizibilitate a indicatorului tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat prin obiectivul de investiții în ființarea sistemului inteligent de distribuție gaze naturale în comună de Regiunea Județul Bacău. Aprobat prin finanțare prin Programul Național de Investiții Angel Salini, de cunșul asume reprezentând categorii de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. Inițiator primarie Nicu Ciprian. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului comunei pentru anul 2024. Inițiator primar Ienia Nicu Ciprian. Proiect numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al Comunei Regiu și al Institutului și Serviciilor Publice finanțate integral din venituri proprii și subvenții la 31/12/2023. Inițiator primar Ienia Nicu Ciprian. Proiect numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării de viziului general al studiului de fezabilitate în ființare sistem de distribuție gaze naturale în sate. Regiu, Brătila, Telen și Drăgujiș aparținând Comunei Regiu Județului Bacău. Proiect numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea principalelor indicatori tehnico-economici în vederea concesionării serviciului de utilitate publică de distribuire a gazelor naturale în satele Regiu, Brătila, Telen și Drăgujiș aparținătoare Comunei Regiu Județului Bacău. Inițiator primar Ienia Nicu Ciprian. Proiect numărul 7. Proiect de hotărâre aprobarea tipului de suport alimentar acordat preșcolare și elevilor școlii gimnaziale Elegiu, Comuna Elegiu, Județul Bacău, în cadrul programului național Masa Sănătoasă. Inițiator și primar Ienia Nicu Ciprian. Și proiectul numărul 8, divers. Cine este de acord? Cine este pentru? Contra? Vă mulțumim. Pentru. Pentru sunt tu. Da, și eu, Marian și eu. Proiect numărul 1. Aprobarea procesului verbal. Dați-mi voie să vă propun. Nu, procesul verbal. Procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local de Regiu din 16/2/2024. Cine este pentru? Abține contra? Dați-mi voie să vă propun ca să discutăm întâi celelalte proiecte, iar cele trei cu gazul se spun la urmă pentru că vreau să aduc celor muriși să le fie destul de clar ceea ce votăm astăzi. Așa că începem cu proiectul numărul 3. Sunteți de acord, dar e în regulă, să lăsăm gazul la sfârșit, da? Proiectul numărul 3, 4 și ultimul 8. Deja în ultimul 9. Și apoi lăsăm gazul pe ultimul. Da. Cu ultimul divers. Deci putem începe. Da, citiți-l. Proiect numărul 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului comunei pentru anul 2024. Cine este pentru? Nu. Haideți-mi voie să vă prezint proiectul respectiv. Este vorba de o rectificare de 860.000 de lei. Sunt niște bani care au fost aprobați pentru Comuna Helegiu și pentru Școala Generală Helegiu. E un proiect pe care noi ne-am dorit și chiar ne-am străbătut, ne-am străduit împreună cu domnul director să, ca acești bani să ajungă și la Helegiu. Doar Comuna Sândulei mai e parte acestui proiect de pe Valea Traslăului. E vorba
vorba de masă sănătoasă, un proiect care anul trecut a fost pilot atunci când am făcut diferite demersuri ca acest proiect să ajungă și în comuna Helegiu. În urma hotărârii de guvern din ianuarie, Helegiu a fost trecut pe listă. Astăzi verificăm bugetul cu suma respectivă care deja a ajuns în trezorerie și am fost înștiințați de către ANAF. În paralel, școala a hotărât felul pachetului care se va servi în școală. Au aprobat în Consiliul de Administrație, și aici vă refer la proiectul următor, și s-a ales, pentru că școala și Consiliul de Administrație cel care hotărăște, acel pachet standard tip sandwich însoțit de un fruct. Nu vă spun că inițial am dorit ca masa să fie o masă caldă, gândindu-mă că vor fi copii care vor dori, sau care, nu știu, să aibă parte de o masă fie caldă fiecare zi. După discuțiile avute cu colegii de la școală, am renunțat și pe tine, să spun, ținând cont că de acest program vor beneficia inclusiv preșcolarii și cei de la 1-4, iar noi nu avem o sală de mese în cadrul școlii, ne era destul de greu să servim masa, eu știu, un piureu, un sos, o ciorbică, de două ori pe zi și atunci, împreună cu colegii, am hotărât să mergem parte de pachet. Pachetul va conține, așa cum ni se impune de către normele de aplicare a acestei legi, pe care noi le-am studiat și le-am citit, cu o chiflă în care va avea diferite sortimente în zile diferite. Eu știu, un șnițel, un salam cu cașcaval, prânzică cu nu mai știu ce, o salată de pui, nu știu, am văzut mai multe variante, plus un fruct. Am avut discuție cu vreo două, trei firme de catering din zona Uneștiului, care sunt interesate de serviciu, de programul respectiv. Sunt 388 de copii. Vom încheia un contract până la sfârșitul anului școlar, până pe data de 20, zic bine, cu 53 de zile, din câte știu eu, pentru că îmi doresc ca începând cu 1 aprilie masa să ajungă în școală. Cu siguranță mașina va veni de două ori pe zi, pentru că noi învățăm în cicluri diferite dimineața și după amiază. În jur de ora 10 am discutat cu domnul director să avem o jumătate de oră de pauză mare în care să servească pentru cei din dimineață. În jur de două jumătate sau trei jumătate, depinde cum hotărăți dumneavoastră, să ajungă mașina cu celelalte pachete. Așa stau lucrurile. Pachetul valorează 15 lei. Noi am dorit să negociem măcar 50 de bani, dacă reușim să scădem, ar fi ok, și cred că vom reuși. Am avut discuție cu două, trei firme, încredințarea se va face pe legea 98 a achizițiilor publice. Nu știu dacă cineva idei că va face primarul bucare la regie sau vicii, sau nu știu care nu mă atracă, să nu credeți lucrul ăsta că va accepta vreodată lucrul ăsta. Nici nu cred că m-aș băga pe o situație de asta, că nu-i simplu cu omul nostru, să-i deși poate. Deci nu m-aș băga nici măcar pentru sândulez sau pentru WhatsApp. Eu știu ce înseamnă cu omul, că n-ai 400 de copii, l-au mâncat acasă o fasolă, s-a străcat la burtă și din cauza semnișului pe care vreodată filmam jucare. Răspunderea este de mare, au fost și urmăriți la Măgirești, nu mai știu cum. În fine, pachetul de 515 lei, dacă mai aveți dumneavoastră întrebări la care pot să vă răspund eu. Nu aveți nevoie de frigidere, ceva ați putut analiza, dar nu. Nu, legea spune că pachetul trebuie să ajungă direct. Maxim oră, iar firma de catering care va face lucrul respectiv, cu siguranță, mă gândesc că trebuie să îndeplinească și ei niște condiții. Și cred că prima dintre ele este să aibă o mașină echipată, cu rece, pentru a face lucrul ăsta. Ei sunt răspunzători de tot ce se întâmplă acolo, ferească Dumnezeu. Bine, și împreună cu noi, că și noi, director, trebuie să pun la dispoziție o persoană responsabilă de să-i dea dimineața un număr de copii la care să ajungă. Astăzi sunt 308 de copii, dar cu siguranță nu vor fi 308 de pachete zilnic. Pentru că la grădiniță sunt 5-6 care lipsesc zilnic, pentru că la clasa 5-8 mai sunt 3, dar în jur de 370 cred că vor fi cu siguranță zilnic. Da. Și bune asta. Doamna. Suma de 860.000 este exclusiv pentru mâncare? Da. Pentru 53 de zile? Nu, este pentru tot anul. Noi, pentru 53 de zile, vom am făcut un calcul de 270.000 fără TVA. 53 ori 5. Cum? Încheiem achiziția de până la sfârșitul anului școlar. Deci până pe 20 iunie 2024. Diferența, pentru că perioada vacanței nu e acoperită de... Pe perioada vacanței, de zilele libere,
face săptămâna mare, e, ce. E pe an bugetar. Da, da, dar noi, acum acoperim pentru toată anul bugetar, dar contractul cu firma de catering se va face doar pentru anul școlar 2023-2024, care se va încheia 20 iunie, s-ar putea să încheie anul ăsta. Urmând ca în septembrie să faci sau un alt, o să cine mai fix să mai facă o altă licitație, o altă încredințare pentru diferența de... cred că ne și acoperim. Am făcut un calcul eu așa estimativ, dacă se păstrează frecvența de astăzi, cu copiii care mai lipsesc, ne scoate până la capăt. Dacă nu, mai rămâne 5-6.000 de lei pe care putem să acoperim din, din bugetul local. Acum am vrut să spun, domnul director, pe mine, înțeleg că este mai comod pentru cadrele didactice, sunt foarte răcită și nu vreau să vă transmit eu și de niciun fel. Este mai comod pentru cadrele didactice să asiste când copiii servesc un sandwich. Dacă nici cu bucate de pâine uscată, poate mai rămâne și acasă. Măcar un felul 2, felul 2. Și eu nu spunem așa, dar gândindu-mă la cei mici. Cei mici mănâncă la creșă de la 3 ani. Și cei mici? Da, da, avem o masă de mesă, de mesă. Să știți că am luat un cap cu toți. Eu am fost la creșă. La creșă au mici toare. Din cei dragi. Sunt foarte mulți copii care observesc momentan acea masă, acea mâncărică. Și ce faci? Mă și îl bag în ghiozdan. Și lasă mă mâncărește că deci, e nu poate mânca. Nu poate mânca. Așa că e și acesta la Gurapă. Eu așa am arătat anul trecut la Gurapă. Au avut primul an cu acest, așa cu masă. A dat, a avut total eșec. Privind mâncarea zăcaldă, pentru că altfel nu aveau sau de mese. Anul acesta au mers de sandwich. Este foarte bine. Este da, un sandwich. Mi-a spus chiar când am vorbit cu mama director, aveam o chiflă, un piept de pui, șnițel din piept de pui, salată, niște roșie, sigilat, cu termen de valabilitate, cu tot ceea ce conține acel sandwich și un, o portocală. Și nu vi se pare că o mânci lei? Dacă mi se pare că o mânci 15 lei. Nu, cred că păi sunt câteva sute. Să vă spun că... În 15 lei am văzut că intră și transportul, intră și malocăra. Păi nu intră, intră, nici nu le gătește. Pe aia să luăm și pui. Una e să faci mâncare gătită și să un gaz. Și o trebuie să trebuie să trebuie respectată primul și... Pentru că mulți pe dragogești nu au toate... Costurile nu sunt aceleași. La un sandwich, ca la mâncare gătită. Și asta e. La mâncare trebuie să scazi și farfurii, deși... Dacă nu le ajungi ca să faci din cățurile. 10 lei. Mi se pare foarte mult pentru un contract așa de mare. Da, e o sumă care este greu cu care de legea, nu de care se rămâne. Suma de 15 lei este în lege. Legea în ordonanță de guvern ce prevede masa să negocieze. Se poate negocia, iar eu intenționez să negociez. Asta v-am și spus, cu cât negociez mai mult pe suma respectivă, cu atât reușesc să nu punem mai mulți bani din bugetul local pentru a-l încheia pe sfârșitul anului. Nu cred că o sumă de 15 lei cu TVA. Deci, atenție, pachetul m-a costat 13 lei și ceva. Da, dar TVA este altceva. Nu, nu mă las cu TVA. Nu știu, apoi poate nu-i bine să o spun aici, și, dar noi lucrăm acolo, soția mea face și cu partea din chetele. Nu credeți că sunt atât de ieftine produse încât să se pară foarte ieftine. Mă uitam la un pachet genul ăsta, de exemplu, într-un Peco, 27 de lei, 28 de lei. Da, car prețul, car prețul este mare. Dar să fie măcar produse mai de calitate. Deci este un lucru pe care, eu vă spun un lucru, cel care se va implica în lucrul ăsta e obligat să respecte normele acelea de aplicare ale ordonanței, care specifică clar inclusiv felul de mâncare ce trebuie să conțină acel pachet. Eu nu cred că un copil sau un părinte astăzi l-ar mai accepta să vină un mafiot să câștige bani la Hilegimul și să nu-l sua pe treabă. E de multe feluri. Una să-i pui un poplan, una să-i pui o de proastă calitate. Să-i transmiteți cel care ia această firmă, care merge și degustăm și noi sandwich-uri. Nu, 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 nu
contează, să-i aduceți la bătășință, să nu creadă că profită de acest contract și de acești copii, dar nu face treabă de bună calitate. M-am zbătut pentru proiect și mi-am jurat foarte mult, în altfel în capul să-mi bagi de copii. Eu nu vorbesc de dumneavoastră. Nu, dar noi suntem implicați toți în situația asta. Ok, asta zic. Doar eu. Cu toate că legea spune așa, primarul va fi cel care va plăti cu Consiliul Local. Cine face achiziția? Noi. Maria. Va fi încredințare directă, pentru că în suma ne permite să ne încredințăm. Va fi o firmă care va veni și va fi interesată. Deocamdată a venit o singură firmă să se intereseze, nu știu exact cum se numește, cred că Mănuca sau Mâlea Mănuca ceva, din Târgu Trotuș. Un tip care duce mâncare în sistem catering la școlile ungurești. Școlile de... cum să numesc astea? De ceangăi, așa vreau. Da, da, sunt copii care... Nu știu care vor mai furați, care vor fi interesați. Deci trebuie să vorbească copiii. Sunt care primesc la jucare ce e bea. Deci nu greșești, că trebuie să ai așa școală. Care n-au complementare numai aici. Păi bine, dar nu... Haideți să depășim, dacă sunteți de acord cu proiectul respectiv. Sunt de acord, fiind un... Vom fi revisit, dacă se poate, să punem la vot. Cine este pentru? Deci mai întâi rectificarea, și apoi proiectul numărul pe care am povestit despre fiecare. Da? Sunteți pentru? Da. La toți. Da. Bine. Da. Dacă le dai... Păi, că a fost o discuție mai în urmă. Da, dar 7. Aprobarea tipului de suport alimentar acordat pe școală și masă sănătoasă. Deci, dacă trebuie atunci și cu un tip. Proiectul numărul 7. Proiect de hotărâre aprobarea tipului de suport alimentar acordat pe școlari și elevilor școlii gimnaziale din Regiunea Comuna Regiunii Județul Bacău, colocat în programul național Masa Sănătoasă. Ce este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mai avem ceva cu execuție, da? Da, 73. Proiect numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contul de execuție a bugetului local al Comunei Regiu și al instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral din venituri proprii și subvenții la 31.12.2023. Domnul contabil. Da, aici am să dau o citire la câteva indicat. Și în conformitate cu prevederile articolului 57, aliniatul din legea 273.2006 privind finanțele publice locale, și coordonatorii principali de credite în document și prezintă spre aprobarea autorităților deliberate. Deliberative, până la 31 mai anul următor, conturile anuale de execuție în următoarea structură. La venituri, prevederi bugetare inițiale, prevederi bugetare definitive, încasări realizate. La cheltuieli, credite bugetare inițiale, credite bugetare definitive, plăți efectuate. Deci, contul de execuție al bugetului propriu se prezintă astfel. Veniturile totale aprobate în buget de venituri și cheltuieli la 31.12.2023 au fost de 13.966.220 lei, iar încasările sunt de 11.183.440 lei, respectiv 80.07% din prevederile definitive. Deci veniturile detaliate sunt reflectate în anexa 1 la prezenta hotărâre. Veniturile secțiunii de funcționare aprobate au fost de 9.372.580 lei, iar cele realizate de 9.562.001 lei, respectiv 102,02% din prevederile definitive. Veniturile secțiunii de dezvoltare aprobate au fost 4.593.640 lei, iar cele realizate 1.621.439 lei, respectiv 35,30% din prevederile definitive. Sumele încasate datorând din semn principal vărsămintelor din secțiunea de funcționare și a subvențiilor de la alte nivele ale administrației publice. Cheltuielile. Cheltuielile totale aprobate au fost de 15.685.423 lei, iar cele efectuate în sumă de 11.553.877 lei, realizarea acestora fiind în procent de 73,66% din prevederile definitive. La fel, cheltuielile detaliate sunt reflectate în anexa 1B la prezenta hotărâre. Cheltuielile secțiunii de funcționare aprobate au fost de 9.372.663 lei, iar cele efectuate de 9.138.569 lei, respectiv 97,5% din prevederile definitive. Fundamentarea și aprobarea cheltuielilor bugetului propriu a fost făcută în strictă corelare cu posibilitățile reale
încasarea veniturilor, asigurând în 2023 drepturile de natură salarială, precum și asigurarea cheltuielilor întreținere și funcționarea aparatului propriu. Cheltuielile secțiunii de dezvoltare aprobate au fost de 6.312.760 lei, iar cele efectuate de 2.415.308 lei, rezultând 38,26% din prevederile definitive. Contul de execuție la 31.12.2023 înregistrează un deficit de 370.436 lei, din care la secțiunea de funcționare un excedent de 423.433 lei, iar secțiunea de dezvoltare un deficit de 793.869 lei. Deficitul secțiunii de dezvoltare a fost acoperit din excedentul anilor precedenți. La finele anului 2023, Comuna Chelegiu înregistrează un excedent cumulat de 1.351.555 lei. Astfel, excedentul anului precedent a fost de 1.721.991 lei. Excedentul secțiunii de funcționare de 423.433 lei, iar deficitul secțiunii de dezvoltare de 793.869 lei. La 31.12.2023, contul de execuție la instituția finanțată din venituri proprii și subvenții, respectiv serviciul public de salubrizare, se prezintă astfel. Veniturile totale aprobate au fost de 407.750 lei, iar încasările realizate de 321.848 lei, rezultând 81,31% din prevederile definitive. Cheltuielile totale aprobate au fost tot de 400.750 lei, iar cele efectuate de 308.956 lei, reprezentând 77,09% din prevederile definitive. Contul de execuție înregistrează un excedent de 25.132 lei. La finele anului, serviciul înregistrează un excedent cumulat de 90.132 lei, astfel excedentul anului precedent de 77.240 lei, iar excedentul anului curent de 12.892 lei. Detalierea la care se află în anexa 2 la prezenta hotărâre. Discuția, vezi? Da, domnul Zărnescu, este foarte interesant. Da, zic-o. Discuția. Nu m-a spus și până părere. Doamna Victor. Cine este pentru? Bună zbura, bărbare. Patronul meu a fost interesat. Da. Am votat contra? Nu, am ținut. Am votat contra. Da, da. Abțin. Abțin. Avem propunerea de votare. Da, da. Abțin. Abțin. Avem următoarele trei proiecte, se referă la acel de sistem și serviciu de gaz. Și mă simt obligat să mă lămuresc, pentru că am văzut că încă de ziua trecută au fost câteva neînțelegeri, chiar așa am discuție cu parte dintre consilierii, mai ales cei din Drăguget, și atunci consider că e cazul să, ca eu să fiu cel care să limpezez, să spun treaba asta cu glasul. Și apoi, dumneavoastră, după ce vă explic și cu siguranță ați știți și proiecte, puteți să-mi puneți și întrebări. Vorbim astăzi de două proiecte de hotărâre. Unul e un proiect de hotărâre pentru rețeaua pe care am aprobat-o în funcție de valoarea pe care o avem pe elegibil la finanțare de la Ministerul Dezvoltării pe Anghel Salini și de proiectul de concesiune a serviciului de gaz pentru întreaga comună. Am ales să merg în paralel cu amândouă pentru a câștiga timp. Vă amintiți că până prin 2021, sau undeva în începutul 2022, nu s-a vorbit despre gaz, pentru că era destul de greu, nu era o sursă de finanțare și nu înseamnă că cineva nu și-a dorit gaz în comuna Chelegiu. Din 2022 am început și am făcut toate demersurile, chiar când mulți dintre voastre nici nu credeați că va fi posibil să ajungem în faza în care suntem astăzi, destul de înaintat din punctul meu de vedere. Dovadă că atunci o parte dintre dumneavoastră s-au abținut sau poate nu au crezut că se poate ajunge atât de departe. Am ajuns în faza de a semna contractul de finanțare cu Ministerul Dezvoltării pentru cei 12 milioane de lei pe care noi îi avem eligibili dați de Anghel Salini, de Anghel Salini de program. Pentru a câștiga timp, repet, azi am ales să scoatem la concesiune inclusiv serviciul pe întreaga comună, adică și satul Drăgugești. De ce la un moment dat am vorbit că satul Drăgugești nu va ajunge rețeaua? Da, rețeaua.
Nu înseamnă că cineva de aici dintre noi sau eu am renunțat la sapul Drăguger să ducem gaz în Drăguger, ținând cont că serviciul va funcționa pe întreaga comună. Costul întregului serviciu va fi de 36 de milioane fără TVA, conform devizul pe care noi asta aveți în față. Noi azi avem doar 12 milioane. În momentul în care am ales să facem rețeaua respectivă, m-am pus la masă împreună cu colegii de la firma de consultanță, doamna proiectantă și parte din colegii mei din primărie. Am început să împărțim bănuții, să ajungă în așa fel încât în cele mai multe locuri. Știți cu toții, și sunt convins de lucrul ăsta că știți, că orice lucrare finanțată pe bani europeni sau guvernamentali nu este viabilă dacă nu are rezultatul final. În situația de față vorbim despre branșamente. Dacă ducem o rețea prin câmp, prin terenuri neproductive sau nu știu, prin mama dracului și nu avem branșament, concesionarul, pentru că legea gazului este diferită de legea apei sau nu știu, apoi o face un concesionar care este autorizat și nu o face decât Delgazul, Mihocul sau nu mai știu care, Mihocul, firmă de pe la Neamț, care a văzut acum, au concesionat mare parte din comunile din Neamț și Bacău, pe zona aceea de nord. Și am început să împărțim rețeaua. Am obținut între timp avizul de la drumurile naționale și atunci eram condiționat să duc rețeaua pe drumul național, în mare parte al drumului, pentru ca să nu mai fim nevoiți să obținem din nou finanțare. Am ales să duc rețeaua către Brătila, să ajungem până undeva la intrarea în sat, din două considerente. Unu, dacă nu duceam acum la Brătila, niciodată Brătila nu mai avea gaz, pentru că depindea de o comună, Bârsănești, care nu știu cum va juca peste câteva luni sau peste câțiva ani, și știți cu toți la ce mă refer. Azi este un primar cu care eu m-am înțeles și cu care am găsit înțelegerea să le dea acordul. Bineînțeles, după două întâlniri la Consiliul Local, că inițial și ei s-au opus. În paranteză, vedeți situația de la mănăstirea Cașin, unde primărița nu reușește să obțină acordul de la Cașin. Nu intru problemelor, nu mă interesează, nu le discutăm. Clar este că trebuie să ajungă conduta și acolo într-un fel sau altul, nu știu, sunt oameni, dacă cineva înainte, dar nu discutăm treaba noastră. Asta. Am obținut acordul primăriei Bârsănești ca să trecem prin satul Gravăi pe vreo 3 km, 4 km. Rețea care, dacă n-ar fi fost Bârsăneștiul la mijloc, cu siguranță ne-ar fi ajuns poate să facem drumurile principale din comuna noastră. Trebuia să ajungem. Am ajuns pe drumul național până la intersecția cu Sorin Oprea. Acolo se face stânga, nu că stă Sorin Oprea acolo și consilierul primar. Nu. Acolo se termină, acolo am intrat în sat și de acolo va urma să facem o extindere de rețea pentru Brătila. Atunci când vom avea bănuți, e posibil să fie în paralel sau să nu fie. Stați un pic de bine, Mihaela. Te rog frumos, nu am pic de bine și apoi... La Helegiu am fost condiționat să ajung obligatoriu până la poliție. De ce? Ne cere minim 5 abonați din partea instituțiilor publice. Avem poliție, cămin cultural, primărie, Helegiu, dispensar uman, școală. Avem 5 unul după alta, pentru că concesionarul nu va veni să concesioneze dacă el nu are garanția că își scoate bani. Care sunt consumatorii cei mai mari de gaz? Instituțiile publice sau agenții economici? Tața aflarea săracă poate nici nu-și bagă. Că nu o să aibă câteva milioane sau câteva zeci de milioane să-și bage gaz. Și atunci am urcat. Și am oprit conducta la poliție, cu riscul de a pierde avizul de la Drumul Național pentru restul de executat. Dacă nu ne mișcăm și nu ne încadrăm cu extindere și avizul ăla expiră în 2 ani, zic că să obținem din nou. Avizul m-a costat 450 de milioane. Numai documentația. Nu vorbesc de obținerea avizului propriu de la a costat 100 de euro și cât costă taxa la ei. Dacă să facă documentația asta, cu ridicări, cu nu știu, dar poate costă. Asta e prețul. Nu fac eu, nu l-am cumpărat eu. L-am cumpărat eu, nu l-am făcut eu. Și apoi ne-am întors către teren Drăgugești. Am ajuns la intersecția de teren Drăgugești în fața bisericii. Acolo aveam discuția cea mai aprinsă. Pentru că mai aveau de făcut pe banii care aveam 12 milioane, doar vreo 900 și ceva de metri pătrați, cam un kilometru. Și am zis, bă, unde mergem? Mergem în stânga spre Drăgugești și să ne oprim la intrare în sat pe Felca, nu avem niciun branșament, sau mergem în dreapta către DR, nu că eu sunt de dreapta. Nu mergi pe dreapta, pentru că pe partea de piatră avem în jur de 40, 50, 60 de case care au garanția, chiar dacă nu se vor branșa toți. Concesionarul nu știe lucrul ăsta. El acolo a trecut că vor fi 50, 60 de case cu potențial de a se branșa. Și s-au finalizat bănuții.
am auzit situația asta. Am zis, băi, hai să scoatem serviciul pe întreaga comună. Ca în situația în care vom avea concesionat din prima etapă, că avem riscul să nu vină în prima etapă. Dar la Ștefan cel Mare n-a venit concesionat, de exemplu. Am avut discuție cu directorul pe care l-am fost a doua oară la el și îl cunosc destul de bine de la domnul Tudor, de la Târgu Mureș, de la Gaz, care mi-a spus, domnul primar, să știți că pentru noi nu mai este un business. Del Gazul astăzi, pe o comună ca dumneavoastră, nu câștig mai mult de 7.000 de euro. Iar pentru noi, la nivelul carțimului, eu vă spun discuțiile de la Consiliul Județean, la masă cu toți primarii 12-13 pe care avem proiecte astea pe gaz. Nu cred că va fi interesant, dar, ținând cont că suntem aproape de Onești și că poate, eu știu, într-un viitor, că ei vă văd în viitor destul de bine, de câte știu eu, o zonă metropolitană a Oneștiului, cu Brătiră, cu Bărsărești, în face cu Chereciu, ar putea fi interesat, ținând cont că Lifezul are concesiune cu Delgazul. Dar nu înseamnă că Delgazul este singura firmă care poate vina concesiune. Am fost sunat, cred că de o săptămână, de un domn, nu știu, n-am găsit numele, din partea unei firme care se numește Mihoc, dintr-o comună, îmi scap acum, am mai zis, cu pânt ceva, pânt de o încreadă ceva, din Pipiric. Din Pipiric, a concesionat acum vă trei comune pe zona asta, dintre Roman și Bacău. Filipești, Secuieni, nu mai știu ce Dumnezeu pe acolo. Și aia sunt interesați. Deci, repet, concesiunea se face pe tot serviciul. În funcție de banii rămași, în funcție de banii noștri. Noi ați oprit doar niște bani pe care suntem siguri. Eu n-am vrut și nici nu vreau și nici nu am capacitatea și nici nu mi-aș dori lucrul ăsta să mă angajez acum între cheltuieli pe care să nu le pot suporta. Să mai vin cu avioane, să-mi spun că mai pun din bugetul local 25 de miliarde, 30 de miliarde, pe care noi nu avem oricum, să extindem rețeaua respectivă. Acum să dea Dumnezeu ca noi să începem bucățica asta. Am discutat cu domnul viceprimar, era destul de supărat și l-am înțeles. Pentru că îi drăgugea și cum vrea cea la Brătirea, vrea și la Drăgugești. Și atunci am vorbit cu doamna proiectant. În luni o să merg împreună cu el și cu un băiat la nu știu ce, să patrona. O să mergem la proiectant și la NRE și la Universitate. Poate găsim o soluție, dacă nu putem să ne... Pentru că nu vreau să mă opresc aici. Dacă ar modifica acum, priviți cu ideea să ne dăm înapoi pe 500 de metri, să plece conta și spre Brătirea, spre Drăgugești 500 de metri. Dar să mă oprești undeva pe mijlocul Felcii, unde se vrește pe nimeni și pierd 30 de abonați la Federic, care ar putea să aibă capacitatea de a se branșa într-o primă fază. Exact. O să merg cu colegii mei la luni, la urmă, zice, mă trebuie proiect. Am tot să găsim o soluție, măcar să demarăm un proiect pe expertiză. Să prindem și partea de Drăgugești, să mai prindem și partea de Brătirea care nu este prinsă, partea de Helegiul unde se termină și să mergem cumva în paralel. Eu am așa, de la început am fost convins că voi intra. Deci, doamna proiectantă, îmi spun că vrea să un primar de bun. Eu am pentru a să fiți sigur că intrați pe proiectul ăsta. Nu am avut nici, nu știu dacă mă credeți, dacă am avut relații să mă spun cineva. Așa au fost să fie, nu știu. Dumnezeu m-a ajutat, ca și cu asta, cu muzice, cu apa și calul. Așa stau lucrurile. Am dorit să o spun încă o dată, pentru că am văzut că și joia trecută mi-a spus întrebare legat de Drăgugești. Și acum, colegii la Drăgugești, domnule, dar nu se poate, dacă nu duci la Drăgugești, înseamnă că nu va fi niciodată. Nu, domnule, vorbim de expert, de extindere. Momentul în care jumătate din banii ăștia pe care noi venim de la merg numai pe SMR-ul acela, stația cea mare de 2000 de metri cub de gaz pe zi, e calculată și dimensionată să servească întreaga comună plus parte de Guravoi de la Bărsănești. Pentru că altfel nu obțineam acordul primăriei Bârsănești. Să trecem pe partea de jos. Nu vă spun cum mai grabă mă sună oameni din Bucuravăie decât să mă sună oameni din comună, ce știu, din gaz. Nu știu ce să le mai spun, pentru că și noi stăm, aveți cuvântul de onoare, anul ăsta n-am lucrat altceva decât gaz, pentru că apa și canalul e finalizată în sensul de a semna contractul. Pentru că dotările sunt semnate, pentru că celelalte școala și ce mai sunt finalizate, ce înseamnă semnarea contractului și încredințarea către constructori. Ce să lucrăm acum de treabă, imediat cum e să vreau să la apă și la de exemplu, numai la gaz, pentru că îmi doresc lucrul ăsta. Dacă l-am tot amărs în faza asta și avem 12 milioane, Berjunțul pierde, de exemplu. Și vor mai fi comune care vor pierde finanțarea asta, pentru că nu au posibilitatea să o facă. Pe Berjunțul, ca să ajungă cu gaz în Berjunț, ca să vă dați seama, i-a dat proiectantul și logic, nu avea cum să dea altfel, stația SMR-ul să fie pe rasa comunei Livezi, undeva la Bălăneasa, în zona asta. Ei, de la Bălăneasa și până la Berzunț, nu ajung cu bani. Nu știu dacă trec de Scăriga.
Că nu poate să ducă prin grădinile oameni. Trebuie tot pe domeniul public al Consiliului Local sau al primăriei, cu acordul cu Rahatul. Să ajungi până la Berdunță, 12-13 km. Nu are cum să reușească să duc ponta cu 12 milioane. Nici nu știu ce a făcut Fănică, dacă mai era cu discuție, cum o spunea și cu noi, dacă nu cumva e mai ieftin pentru ei să se branșeze de la noi, de pe zona noastră, de negrița și contra, la Iancă, la stână, știi? Adică să ia în Poiana și să ajungă cumva. Cam aceeași distanță. Iar aici a intervenit cu drumul județean, că drumul ăla e plasat în drumul județean și nu vă da acordul să treacă pe ei, știi? Deci, acum vă rog dacă aveți dumneavoastră discuții legate de lucrul ăsta. Doamna Angelou. Da, deci, în ultima, primul proiect de hotărâre care vizează reclamă de gaz este cel în care spuneți că, de fapt, a fost o erată sau nu știu, nu s-a înțeles, nu s-a bifat de... Da. Trebuia să bifat A, B și trebuia bifat D, mă rog, care era reclamă de gaz. Devizul este același, sincer, nu am mers pe credință, nu am verificat valorile. Dar știți foarte bine că devizul nu are cum să modifici nici primarul, nici nimeni știe nici dacă nu are interes. Asta este valoarea investiției, da? Este valoarea investiției propuse astăzi. Așa. Este exact, eu, ca să înțeleagă toată lumea de aici și să se leagă și cei de acasă, dacă nu știu că sunt de interesați de proiectele noastre, dar vedeți-l ca un proiect de casă. Când un tânăr își dorește o casă și face un proiect, o gândește și acum vei da televizor, cu piscină, cu acoperiș, cu trei nivele, cu gazul în curte. Până ajungi la nivelul ăla, ai niște etape. Anul ăsta ajungi doar la urmăritoare, că atâția bani am avut. La anul îmi fac piscina, piscina... Înțeles, atâția bani exact au fost, atâția bani au fost, 428 de gospodării, atâtea sunt propuse de noi către del gaz. Noi vom veni aici... Orice proiect se face exilie, dar și la apă, orice. Bun. La acest proiect urmează o licitație pentru execuție sau exact. Faci? Pe legea 98. Este lege ca este achiziția, se face la fel ca orice achiziție. Ce este diferit față de proiectul care dumneavoastră licitați cu pe licitații, inclusiv dirijită de șantier, trebuie să numești asistent tehnic și trebuie să vină din partea unei firme la fel autorizate în gaz. Nu poate ca dirijit de șantier, de exemplu, să vină unul luat de pe constructor sau nu mai știu ce. Nu e important că... Important pentru că de-aia nu se face proiect tehnic. O autoritate de construire se va obține în baza SF-ului. Iar proiectarea tehnică se va face în perioada execuției. De aceea, ăsta este foarte important să fie... Și la alimentarea cu apă. Nu, la alimentarea cu apă nu obțin autorizația de construire până când nu am proiectul tehnic. Eu ați văzut la proiectul tehnic. Autorizația de construcție, dar ați licitat fără proiect? Da, în funcția pe SF-ul. Așa spune legea, pe Dalit. Da. Deci, studiul e vedernă. Bun, am înțeles. Deci, ăștia sunt bani aproximativ 12 milioane de lei, nu? Așa. 200 milioane în cap. Așa, trebuie să decadrăm în mănunții ăștia și atâta de ne putem permite. Cu licitație, cu firmă care o să vină, respectând procedurile. Ce presupune concesiunea, care este 36 de milioane, și dacă este legal să faci o concesiune, în condițiile în care tu nu știi când vei extinde proiectul și care vor fi valorile și cât ne vom duce cu acel proiect, adică noi facem concesiune pe toată comuna asta, am înțeles. Avem niște valori la care ne raportăm. La ce ne raportăm noi acum 36 asta? La un deviz estimativ, ca toate SF-urile sunt estimative, a întregului teritoriu a Comunei Regii. Deci tot ce înseamnă străzi străduții costă la nivelul de astăzi 36 de milioane. Astăzi. În august 2024, poate înseamnă 39 de milioane. De-aia se actualizează orice deviz. Când vorbim de un serviciu, vorbim doar de serviciu propriu zis, nu vorbim de rețea. Concesionarul nu vine să concesioneze rețeaua. El vine să scrie serviciu. Dacă vă amintiți dumneavoastră, acum 2 ani de zile, când eu am pus carul înaintea boilor și am vrut să concesionez, am avut o situație. Gândiți-vă că lucrul ăla pentru mine a fost foarte important. M-au venit ce cauți, că eu aveam sursă de finanțare. M-am dus la directorul comercial de la Delgaz, pe care atunci n-am cunoscut primar, domnul Trion, un timp din vârsta noastră, 40 ceva de ani, timpul e destul de pregătit. Când nu ținea Delgazul, un mai mulțoi la Delgaz, vă dați seama. Om foarte deschis, foarte ok, ne-am stat la masă, am discutat, domnule, totul cu toate bune și frumoase. Când m-a întrebat, el avea impresia că eu sunt pe poim, știi? Când m-a întrebat dacă am sursă de finanțare, nu am sursă de finanțare. Pe cum trebuie să concesionezi un serviciu, vrei să faci bani propriu, nu faci bani propriu. De ce vrei să concesionezi? Ca să câștig eu dacă am concesiunea ta, să o pun la cerere de finanțare de pe banii de salin, că știam că va fi un an de salin pe bas, și poate am un punctaj în plus.
nu s-au prezentat. Mi-au spus dentar că nu se vor prezenta. De când astăzi lucrurile stau altfel. Deci scoatem un serviciu pe care l-am înființat, da? Votărâmii Consiliul Local de dumneavoastră. Azi îl scoatem la concesiune. Valoarea întregii comuni este 36 de milioane. Noi vom pune, inclusiv pentru că ne va cere la clarificări, contractul de finanțare cu Ministerul Dezvoltării, va vedea că noi suntem finanțați cu 12 milioane și atunci el vorbește de altceva. Vorbește că la Helegiu avem siguranța că se va face o rețea pe care nu o face Delgazul. Pe care nu face un film. Delgazul nu face lucrări, ca așa e ON. Azi EON-ul administrează iluminatul electric. Dar unul a face iluminatul public, altul Andreea Păstârpii, unul face... Ei fac doar mentenanțele alea lor de, în care ne dă 72 de ore, dacă rămâne fără curent, să ne putem dar plecat. Atât. Exact la fel e și cu gazul. Deci noi concedăm un serviciu, unde valoarea întregii... Asta ne cere doar să o urcăm pe la licitație. Suma de 36 de milioane. Să urcăm pe SICAP în momentul în care poate concesiune. Deci nu are legătură cu realitatea. Nu are nicio legătură cu realitatea. Are legătură cu realitatea. Asta costă lucrarea comună a Helegiu. Dar eu o fac numai de 12. În momentul de față. Da, azi o fac doar de 12. Peste 6 ani, 5 ani, 3 ani, nu știu ce mai fi. Dar sunteți de acord cu mine că nu avem voie să ne oprim în situația în care noi am prins bucățica asta mică? Dacă eu nu semnez și nu dau drumul la treabă până în iunie, mă îndepăr banii ăștia, fraților. Și că e legiul care are numai primăria, care are numai școala, din punctul meu de vedere este un pas mare înainte. Deci legiul puteți să leagă oricare de el. Scutam legat de apă, domnule, când avem sursă de apă, domnule, treaba primarului să facă rețele. Am făcut rețele. Eu nu sunt Dumnezeu. Aș întoarce Tazlău, o să treacă prin Delei. Dacă avea o baghetă de aia, de așa, cum face magicianul Tudor, aș întoarce Tazlău pe acolo. Din păcate, nu este apă. Am poezit la Valea Uzului. Nu mai este Valea Uzului. Poate că să plouă. De ce că să plouă? Se ștergi mai bun, e postul. Cum am zis, ce dar că să ne ajută și să vă urmăie. Bun, dar n-am terminat. Ce face concesionarul 36 milioane de lei? Dacă nu face nimic concesionarul de 36 de milioane. El costă serviciu. De ce se concesionează un serviciu la noi? Așa. Adică, dar nu avem e legea, nu e legea spune așa. Avem un deviz. Avem un deviz care trebuie obligatoriu pus estimativ în spatele documentației. Cu niște lucrări. Cu niște lucrări. Așa. Cu niște lucrări. Concesionarul trebuie să concesioneze. Nu, noi legal avem două variante. Fiecare rețeaua și exploatează. Da, un serviciu poți să-l concesionezi, poți să-l administrezi singur. Da. Noi putem să-l administrăm, așa cum administrăm apa, dar e o altă lege, dar la gaz nu pot. De-aia și la gaz și la curentul electric, când îți pui stâlpul în fața porții, pe banii tăi, mâine este a EON-ului. E tot așa se și aici. Și la gaz. Deci eu nu fac nimic, nici el nu face nimic. El va urmări lucrările respective, iar eu când termin rețeaua, o va lua. Și va încasa el tot ce înseamnă tranșa. Nu va face contract cu asta e lege, nu e o tărăzut cu beneficiare și nu va exploata. Ca orice serviciu și face să funcționeze. Nu ca orice serviciu, ca un serviciu de gaz. Că la alte servicii nu stau la fel. Poți să-l dai sau să nu-l dai. Ca un serviciu de gaz. Deci eu nu înțeleg valorile astea totuși. Ce vreți spun? Ce vreți spun? Lucrări pe care trebuie să le faci ca să-mi duci rețeaua în toată comuna. Dar eu azi n-am decât o treime de aia. Două treime vom face când vom avea bani. Poate vine un primar mai cu tupeu și merge la bancă și ia credit cu 10 milioane, noi nu avem niciodată și n-am făcut niciodată. Poate dă Dumnezeu să renunțe, așa cum i-a spus Michel Angel Salini, vor fi multe primării care nu vor duce la cap și nu vor semna contract de finanțare, ci banii ce se vor reporta către primăriile care sunt în execuții. Și eu cred că asta va fi varianta. Sau, repet, vom putea an de an să punem un buget câte 100.000, 200.000 de fiecare an câți bani avem, mai ducem o străduță, mai ducem o străduță. Luați un exemplu la Viveze. Viveze oare, pentru, deci chiar căutam un arhivă. Helegiu a vorbit pentru prima dată de gaz, cred că în anul 2000 sau 2001. Domnul Coman era atunci primar, dacă nu încerc, pentru că am găsit în biroul dânsului un dosar cu un aviz de la Transgaz. Atunci s-a urmat de gaz. După aceea, între timp, Livezul a reușit și au branșat Livezul cu gaz, dar la fel, gazul la Livez le servește doar un centru primării acolo, o școală, nu știu dacă au blocuri. Vă chestie să fum pe ele. Nu știu dacă au blocuri, nu știu dacă au blocuri. Nu știu. Deci chiar nu știu. În fine, treaba lor. Să concluzionăm, înțeles ce spune, dar încerc pentru colegii mei. Eu cred că ei au înțeles că nu mă întreabă. Sigur, am înțeles. Sunt convins. Pentru cetățenii din comună, atunci, mă întreb.
Nu sunt costurile mai mari să concesionezi un serviciu ipotetic de o valoare ipotetică în condițiile în care când termin un obiectiv faci o recepție pe o valoare. Da? Și una este concesionezi un serviciu de 12 milioane, alta este concesionezi un serviciu de 36 de milioane. Eu spun, domnule, pe mine nu mă interesează. Eu îți exploatez asta. N-ați înțeles. N-am înțeles. Faceți-mă să înțeleg. Păi eu am spus tot ce trebuia să fac. Nu pot să intru în creierul dumneavoastră. Da. Nu știu ce mișcări am urmă. Deci, iau de la capăt. Eu nu pot să merg mai departe dacă nu concesionez un serviciu. Nu puteam să fac un serviciu doar pe bucățica pe care am finanțare, pentru că atunci lăsam capete de sate întregi fără acces la gaz. Nu știu dacă totodată mai era o oportunitate să mai reușesc să facem lucrul ăsta. Pentru că sunt de 30 de ani și n-am făcut. Despre asta e vorba. Estimarea nu o fac eu. Eu estimare pe cost pe care face un proiectant. El a spus ca să întind conductă în întreaga comună, trebuie 36 de milioane. Tot el mi-a spus că doar pentru bucățica de care am început noi să facem, trebuie doar 12 milioane. Concesionarul, repet, nu face nimic. Concesionarul preia un serviciu pe care îl administrează. El nu apresează, el nu bagă misura în coaste să vinde acasă cu 24 de milioane să termină serviciul. Pentru că nici măcar n-am proiectare pe aia. Oricum este relativă. Aproximativă. Să știți că relativ e orice în lumea asta. E relativ ca de lucru la un bacău și dacă ajung mâine. Dacă stau așa să aștept că nu am bani, chiar am spus cu Costel treaba asta. Că dacă nu o să avem bani, băi, eu spun că o să avem bani. N-am vrut să știu dacă o să am sau nu o să am. Dacă nu știu, dacă stau degeaba. Da, dar nu-i termen. Adică poți să avem și peste un an, și peste doi, și peste trei. Nu, putem să avem oricând. Putem să nu avem deloc. Eu nu vreau să spun azi în fața în cameră, pentru că vreau să înțeleagă pe un lucru. Eu rămân la Helenciu, mă trăiesc cu oameni în fiecare zi. Și primar, și profesor, și patron, și Dumnezeu să mă ia din el. Dar nu vreau să-i mint. Eu nu pot să-i spun omului prin Valea, acum că avea casa Drăgugești, sau țocul meu la Băzești. Nu pot să-i spun lucrul ăsta. O să-i spun că am început că avea apă. Și că va avea apă, că va avea în fiecare zi, că va avea după ori săptămână, că va avea, nu știu. Nu știu, poate fac ăștia barajul, dă voie să ne branșăm în apă, în barajul Berci, nu știu. Da, da, una să ai conducat în exact, la capul soatului, una să nu ai drog. Dar să nu ai drog, să nu știu măcar cu stații de SRL. De exemplu, dacă nu am serviciul concesionat, nu obțin autorizație de funcționare din ANRE. Știți cât mă costă să funcționare la ANRE? 100 de mii de lei, un miliard, pentru că e 2,7 lei, sau 2,7 lei, nu pe kilometru, metru. Ce fac? Foarte mult, 100 de mii de lei costă tot la o agenție a statului să o obțin autorizația de la ANRE. Tot costă. Dar ca să o obțin, am o serie de documente pe care trebuie să duc acolo. Studiul de fizabilitate, ridicări topo și nu știu cum mama naibii, concesiunea făcută, contractul încheiat cu asistentul tehnic, sau din șantier. Grămadă de lucruri care... Da, deci am înțeles, domnul primar, concesionăm un serviciu care să fie funcționat cel mai bucat peste 10 ani, da? Că nu. Îi dăm 4-5 ani ăsta cu gazul, ăsta de 10 milioane. Un serviciu care, pe rețeaua pe care avem banii astăzi, poate să fie operațional mult mai devreme. Poate să fie în doamnă. Ne-am dat la mare care concesionăm. Ce, dar nu propuneți dumneavoastră ce? Asta am făcut propus eu. Nu mi se pare legal. Dacă dumneavoastră nu s-a părut... concesionezi ceva ce nu ai. Doamna Bădescu, nu mi s-a părut dumneavoastră ok nici că ar trebui să se votați acum 2 ani și v-ați abținut. Exact. Da. Abțineți-vă și acum. Nu e nicio problemă. Noi ne facem treaba, să știți aici. Să vede. Foarte bine. Știți că am 10 milioane de euro aprobat de anul ăsta. Foarte bine, mă bucur. Eu sunt foarte mulțumit și dacă Dumnezeu va vrea să plec acasă, mi-a de aștept în 9 iunie, dar plec cu capul sus, să știți. Mi-am făcut treaba. Dar nu candidați, dacă vreau să-mi... Nu, eu vreau să candidez, dar dacă Dumnezeu mi-a așa, o să fie bine. Deci, până atunci, trebuie să vă terminați mandatul cu bine și să faceți ceea ce trebuie să faceți. Cu siguranță, bine. Despre asta este vorba. Clar, despre s-a cineva dumneavoastră. În glorie. Nu, nu, nu mai sunt. Putem să terminăm, da? De supunem cu toate 5? Cu toate 3. 5 la solicitate. Nu vorbim mai ce să fie. 4 și 5. Ce crezi că fie? Deci de asemenea, mă rog, te leagă și. Propunerea procesului de bani cu reconstruire de loc. 2. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării modelului pasiunii locale a comunei Legiu, privind aprobarea sediului de fizabilitate a indicatorilor tehnic de informiști, actualizat și a divizului general actualizat pentru obiectivul de investiții, înființare sistemului inteligent de distribuție gaze naturale în comuna Ilegiu, județul Bacău.
aprobat finanțare pe Programul Național de Investiții Angel Salvini, precum și asumit reprezentând categorie de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. Proiectul numărul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării de vizul generalului de vizabilitate, înființare schem de distribuție gaze naturale în state de regiuni, Brăștina, Dinești și Brăștiești, aparținând Comunii Regiuni, Centrul Bacău. Cine este pentru? Da. La concesiune eu mă abțin. La cele două pentru concesiune. Dar și acoperirea revizorului și concesiune. Da. Da, divers. Divers. Acestul stil la divers. Zădescu. Domnul primar Zădescu. Puteți să-mi spuneți când s-a aducă de apă la plătiva. Da, eu sper că undeva în anul aprilie, 10 aprilie, să avem un traj din plătiva. Astăzi am discutat cu domnul Șapcă, de două ori, chiar în fiecare zi vorbesc, cu proiectantul și cu toți, sunt două neclarități pe care eu oprit un pic cu proiectarea. Partea de sursă de apă acolo, unde încă nu avești analizele de la apă, ca să știi ce fel de utilaj să prevadă în proiect, mă refer la pompe, stații de tratare și nu știu ce. Proiectantul vine cu o idee ca în afara celor trei drenuri gândite și săpate rudimentare, acum cu excavatorul de putea cu să adună, mai propune un foraj de între 10 și 15 metri adâncime. Eu am dus cât s-a putut de mult săpăturile spre Taslop, atât când a trebuit terenul nostru, că după aceea intrăm în zona din Babel la Taslopului, plus că acolo sunt și niște proprietari pe care nici măcar nu am putut identifica. Știu cum este colegul nostru, dar n-au toți documentele puse la punct. Am înțeles să ne stăm pe loc și să ne oprim din ceea ce îmi doresc lucrul ăsta. Și a doua problemă era o neclaritate vis-a-vis de proiectantul de la drum, care a cerut în cele două proiecte din 2007 pe Brătila și cel din 2013 pe Drăgugești, ca să știe exact aducerea la forma inițială, ce înseamnă valori. Pentru că acolo în proiect știu exact grosimea stratului de balast, grosimea stratului de piatră, de asfalt, și nu mai știu ce. Drumul va fi făcut de praf și la Drăgugești și la Brătila, că nu vă așteptați că cine bunesc. Deci, trebuie să mă protege două conducte, plus la fiecare va fi branșament și raport. Pe care noi avem un proiect de 400 și ceva de lucruri. Dar nu puteam, trebuia să facem acolo. Avantajul este că vreo 400 și ceva de branșamente și raport, noi le avem prinse în proiect. Și asta e foarte ok, pentru că primii 400 de interesanți vor avea gratuitate. Dacă vom mai fi sănătoși și mai fi pe aici, dacă nu mai fi unii, vor fi alții, vom putea poate prinde din bugetul local și diferența de 100, 200, 300 mai fi în plus. Că nu cred eu că mai sunt mai mult de 300 și ceva de branșamente de apă pe Brătila în situația de azi. Că nu, că nu cred că sunt mai mult de 300 case locuite. Când vorbim de branșamente, ca cei care sunt locuite, aia care stă la Timișoara și vrea și el apă în curte pe cuia o lună, de poate îi vedem cu apă cei care locuiesc o zi de zi. Așa o văd eu. Eu îmi doresc mai mult decât dumneavoastră în cea cu cărnea acolo. Credeți-mi. Da. Dar am și interes în cea. La prima, încă o problemă. Rog frumos să iei antiderapantul ăla de la biserică pe acolo. Strângeți-o, dar... Va care până la pași, să iei de acolo. Dar nu l-am luat pentru că... Să nu te uite într-un parc. Eu nu pot nici acolo. Adică eu mă uit pe meteo și spune că inclusiv în aprilie vom avea nisoare. Și mi-e teamă de o chestie asta. Eu nu vine cu polei. E suficient. Le strângem toate, dar să se termine un pic. Eu nu am garanția că vine cu vara mea. Nu, mă toți aminte că eram copii, erau babele pe vechi. Așa. Dar ca idee, dacă la proiectul ăsta, la canalizare, mă refer, o să sunt zone care să fie și pe mijlocul drumului? Nu știu. Nu știu. Pentru că, bă, eu nu știu. Pe campiunea cu ăsta, nu știu. La un moment dat, poate să mai las. Știți care e avantajul? Nu. Știți care e avantajul lucrării de acum? Că drumul deja este bătut compactat. La de lei s-a întâmplat lucrul ăsta pentru că s-a lucrat și cu asfaltarea și cu... Știi ce se va lăsa? Știi ce se va lăsa? În schimb, dacă mai multe, se va lăsa foarte mult tot ce înseamnă săpătură. Chiar dacă e vorba. Pe zona de șapte.
nu vor putea să compacteze așa cum trebuie pe 30 cm pe sat cu el și nu se va lăsa. Noi vom vrea să toarne asfaltul mai repede ca să nu distrăm mașinile și într-un an de zile se va lăsa. Nu, asta e vreodată. Ne-a și mulțumit și de la să facă să vă bugi ei și să nu mai mari. Ne-am mulțumit. Bun, vreau să vă mai spun ceva și dacă n-am plecat ceilalți colegi. Deci urmează o perioadă puțin mai agitată pentru unii dintre noi. Ce vreau să vă spun mă privește expuzit pe mine și vreau să vă spun să nu mă mai băgați pe mine în mizerii pe care le fac unii sau alții. Eu, dacă am ceva de făcut, vă spun aici, în față, dumneavoastră, cu riscul de a fi nepopulară. Și dumneavoastră știți foarte bine. Nu mă băgați pe mine că a făcut, că Mihaela în spate, că Mihaela face și drege. Deci vă rog tare mult, dacă toți sunteți bărbați, asumați-vă lucrurile astea și fiți bărbați. Mulțumesc. Și nu uitați că viața e scurtă și nu mai aruncați cu bolovani. Să fie o campanie frumoasă și corectă. Vă răsteagă, nu se poate. Știți care e cea mai mare chestie la campanie astea? Că e foarte repede. Dacă era în septembrie, ne făceam tot răzut. Dar așa în două luni de mână. Care este satisfacția? Pentru unii eu o să îți rănesc cu asta. Depinde și eu uneori și unul. Ah, bravo. Faci asta, îi cunoscă și eu. Bine că ați spus acel lucru acesta. De ce s-a spus? Dai bine. Politicianul Ivan Mișcă din Pildi. Hai, lăsați. Ăla păcătos. Mare domnul Toică, vreau să vă spun ceva. Hai. Ideea este cu o drăgește cu gunoiul. Ce înseamnă pidealul bisericii, chiar acolo la aproape de Obăscan, acolo ce e deja. Nu știu, se pun niște camere, se descurajă, nu știu. Se găsim. Ai venit la Balăneasă. Ai venit la Balăneasă. Nu, dar să știți că niciodată n-am să înțeleg lucrul ăsta. Oameni buni, serviciul de sărbăt la Heregiu este un serviciu la îndemâna fiecare. Avem cel mai mic tarif, nu din județ, cred că și din țară sau din Moldova, sigur. Suntem siguri că noi gestionăm, alții nu mai sunt. Niciodată primăria, nici eu, nici dinaintea mea, nici dumneavoastră, n-am pus ăla în coasă că trebuie să apa și canalizare. De ce trebuie cu ducere morca la deal? Eu am domnul Stoica în poze, la mine, la... Mi-am mai amendat, am mai găsit. La groapa lucrui, cum se spune acolo, nu aici avea de-al bisericii, în partea cealaltă. Am stat și aplicați și tot felul de... Și pe părul unui chitriul și chitriul, am făcut poze, am găsit soapte. Am găsit soapte de mizire care este... O persoană care merge cu cinania, vine... M-am văzut că-ți vreau să-l dat în legea. Păi nu mai pierd. Am văzut că desu niște case foarte gospodărești. Nu, așa cum s-a spus. 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 Deci noi am mergem la Sava cu mașina și întotdeauna toate gunoile. Deci pe mâna le-a bătit cu sigur gărtuți nouă curtea școlii. Nu știu cine le-a bătit. Am amestecat lucrurile. Domnule președinte, la noi a început ședința, domnule, doamnele profesoare, dar nu cu program, doamne, nu cu program, poate să țină două ori, trei ori, putem merge pe teren, după ședință putem merge pe teren. Să vedeți lucrurile la față locului. Nu neapărat mă să facă lucrurile.